Cântăm din cântarea de la numărul 311, primele două strofe. 311, cântările Evangheliei. 311, strofa 1 și 2. Inim lângă inim strângem, să avem pace pe pământ, o veniți cu toți din harfe să cântăm pe drumul sfânt. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Să-și arate prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire
nefățarnică și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Capitolul 4. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți degeaba vorbește Scriptura, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să prefacă întânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Amin. Versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Versetul 10. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Amin. Venim în prima parte a timpului de rugăciune cu frații, ne vom închina cu frații ce până din față. Venim cu rugăciunile noastre, cu mulțumiri, cu cereri, cu mijlociri, așa cum Duhul Sfânt îndeamnă și ne călăuzește pe fiecare. Continuăm să ducem în rugăciune pe sora Ileana, ne rugăm și pentru fratele Relu Margean, fratele nostru Doru, ca Domnul să îl binecuvinteze în problema de sănătate, la care sora Ileana. Ne rugăm pentru fratele Baia și sora Ana, fratele Vasile și sora Ana Baia, ca Domnul să fie cu dâns și la nursing home și să le dea pace și să dea mângâiere, pentru sora Cati și pentru toți aceia care au nevoie de un har special, atât din adunarea noastră, cât din alte părți, pentru Nelu, fratele sorei Mariana și pentru alții pe care îi cunoaște sau îi știm. Venim înaintea Domnului cu frații, începând din față. Cântarea de la numărul 272. Cântările Evangheliei 272. Toate voi părăsi, Doamne, numai ție îți voi urma, gol și sărac prin prigoane, ca tine îi purta crucea. Toate voi părăsi, Doamne, ție-ți voi urma, gol și sărac prin prigoane, ca tine-oi purta crucea. Toată grija pământească chiar cu totorul rău, iar viața-mi sufletească rămâne Domnului al meu. Lumea poate la urât și pe Hristos, oamenii mă pot părăsi,
Iisus va fi credincios, strălucească-mi-a ta milă, Domnul iubirii științei, rău în bine atunci se schimbă noaptea-n lumina zilei. Spada Duhului încinge iapa văza credinței, lumea pofta o învinge și-a cununa vieții. Sus că-l tău drum n-a dura mult, luptă-te ca un bun soldat, vezi cum te așteaptă Domnul să fii de el. Capitolul 4, începând cu versetul 11 până la sfârșit, la sfârșitul capitolului, versetul 17 inclusiv. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judești pe aproapele tău? Ascultați acum voi care ziceți astăzi sau mâine, ne vom duce în putare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va duce ziua de mâine, că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puzinter și apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făriți cu lăudoroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci cine știe să facă bine și nu face, să vârșește un păcat. Amin. Ne închinăm Domnului cu surorile începând din față. Cântarea de la numărul 25 din Aleluia. Aleluia 25. Vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am, un piept mai sfânt. Vreau să doresc tot cerul în ei, dar să iubesc așa cum sunt. Aleluia 25. Vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am, în piept mai sfânt. Vreau să doresc tot cerul în ei, dar să iubesc așa cum sunt, așa cum sunt. Vreau să iubesc pe frații mei, cu care veșnic în lumină voi fi sus, văzându-l pe
Iisus în ei, să-L simt cu adevărat în mine pe Iisus. Vreau deopotrivă să adun și rodul întreg și spicul frânt. Și Iisus mă vrea mai bun, dar mă iubește, mă iubește așa cum sunt, așa cum sunt. Vreau să iubesc pe frații mei, cu care veșnic în lumină voi fi sus, văzându-L pe Iisus în ei, să-L simt cu adevărat în mine pe Iisus. Când frații mei au rânce dor să-mi fie brațul mai sfios, să nu apas în rana lor, căci nu eu vindec, nu eu vindec, ci Hristos, Iisus Hristos. Vreau să iubesc pe frații mei, cu care veșnic în lumină voi fi sus, văzându-L pe Iisus în ei, să simt cu adevărat în mine pe Iisus. Noi prin Iisus am fost iertați, ca să iertăm și noi oricui. Dar dacă nu iubim pe frați, n-avem în noi, n-avem în noi iertarea Lui, iertarea Lui. Vreau să iubesc pe frații mei, cu care veșnic în lumină voi fi sus, văzându-L pe Iisus în ei, să simt cu adevărat în mine pe Iisus. Sunt multe versete și sunt multe idei majore, teme majore care trebuie aportate, dar timpul nostru este foarte limitat. Dacă ceva va rămâne pe din afară, nu va rămâne pentru că nu e important. Totul este extrem de important, fiecare verset este un verset de aur. Este așa de concentrat, e așa de bogat și de minunat cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să luăm oarecum backward, așa, de la sfârșit. Să ne referim un pic, să privim un pic la ultimul paragraf care l-am citit, din Iacov 4, de la 13 la 17. Aici este vorba de un grup de oameni care sunt foarte îndrăzneți, foarte siguri de ei, care au totul planificat după agenda lor, după calendarul lor, ei știu unde o să meargă, ei știu cât o să stea acolo, ce o să facă, ce o să vândă, ce o să cumpere, știu că o să câștige, o să facă negoț, o să câștige, știu probabil și cât la sută o să câștige,
Totul este planificat. În după-amiază aceasta, privind la epistola lui Iacob și la textul acesta, am uitat pe o revistă care prezintă cărți creștine. Și pentru câteva minute m-am uitat la caritativul de cărți și mi-a tras atenția o carte a lui Charles Windor, care mi-a zis eu, după ce am citit prezentarea, că ar trebui să-mi o cumpăr și probabil că am să o cumpăr. Și titlul este What if God have different plan? Or a different plan for you? Cum ar fi dacă sau Dumnezeu are un plan diferit de al tău? Oamenii fac planuri. În esență, nu-i nimic rău să planifici și să te gândești și să te îngrijești. Numai că întotdeauna să ne gândim că este un planificator deasupra noastră. Și că omul face planuri, dar împlinirea lor depinde de Dumnezeu. Și Iacob ne învață în versetul 15. Am mai subliniat altă dată de aici, ar trebui să avem o predică și vom avea probabil o dată, sau poate chiar mai multe. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lor. Frații mei, dacă va vrea Domnul, vom trăi. Și duminica dimineața ne vom întâlni la rugăciune. Vom fi la școala duminicală, vom avea serviciul divin și vom avea adunarea generală. Cu voia Domnului vom desfășura aceste lucrări, dacă va voi Domnul. Dacă planul lui este să ne ia acasă pe unii dintre noi, sau să vină să ne ia pe toți, aleluia, atunci nu mai avem. Dăm darea de seamă în cer, fiecare în dreptul lui, cum mai obișnuit noi să spunem, dar Iacob ne îndeamnă să acordăm acest credit planificatorului suprem. Voi, dimpotrivă, trebuie să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Am vrea să începem sesiunea dimineața exact la 9:00, să încheiem ora de rugăciune, dacă se poate, la fără 20, la 10:20, școala duminicală, tot cam așa, la 10:30 sau 11:20, ca cel mai târziu la 11:30, să putem începe lucrările, avem darea de seamă în 2019 și alegerile pentru slujitorii bisericii, comitete, pentru încă 2 ani. Nu că anticipăm adunări lungi și furtunoase, nu. Slavă Domnului, cred că sunt peste 20 de ani, bine peste 20 de ani, de când adunările noastre au fost de familie și pașnice și bune și nu prea lungi. Nu prea lungi, chiar dacă n-au fost foarte scurte, dar n-au fost prea lungi. Am vrea ca să desfășurăm frumos, ca în familie, ca și în familia Domnului. Am vrea ca să ajungă toată lumea acasă, la supă și la sarmale, fără nicio problemă, și mai ales la sfârșit de seară, la ora 5, toți prezenți, la 5 fără 5, de asemenea, fără nicio problemă. Ne rugăm Domnului și pentru lucrările acestea, pentru timpul acesta, frații care vor ține servicii de bună de grijă să se conformeze felul acesta și nădăjduim că toate lucrurile vor fi potrivite. Fie că e vorba de ceva ce planificăm cu toate adunarea, e că planificăm cu familia noastră sau ceva personal, să luăm acest cuvânt de la Iacob, dacă va voi Domnul. Poate că îl spunem altădată, îl formulăm un pic altfel, îl parafrazăm. Eu de regulă spun cu voia Domnului. Dar când zic, întreabă Părinte, ce faci, frate, ce plan ai, unde duci, cu voia Domnului vreau să. Pentru mine e o parafrazare a versetului, dacă va voi Domnul. Pentru că, în final, nu voia mea contează, ci voia lui. Traian doar la o poezie așa de frumoasă, în care spune, facă-mi se întotdeauna după Sfântul tău cuvânt. Chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Și să știți că nu doar atunci când ni se împlinește planul de binecuvântare. La fel de mare binecuvântare este când planul nostru, care nu-i după voia
nu se împlinește. Căci dacă s-ar împlini, n-ar fi spre binele nostru. Domnul are grijă de noi și providența lui se vede în viața noastră. Așa este bine seara, e cam greu să sufrăm un text așa de amplu, câteva puncte în 10 sau 15 minute, așa că vom avea mai mult un fel de omilie, de sublinierea unor versete. O temă majoră a cărții este tema înțelepciunii. Și în Scriptură vedem că oamenii lui Dumnezeu au fost oameni înțelepți. Oamenii credinți au fost înțelepți și în trăire, și în viață, dar înțelepți în fața unor situații și a unor probleme cu care au avut de-a face, cu care s-au confruntat și care au fost foarte provocatoare, foarte challenging pentru ei. Gândiți-vă de pildă la Iosif în Egipt. Gândiți-vă la Daniel în Babilon și la Meșac și Abednego. Gândiți-vă la Estera, la Mardoheu. Gândiți-vă la Avram, ce impact a făcut Avram asupra oamenilor din vremea lui. Amintesc când negociază cu fiul lui Het să cumpere ogorul și peștera pentru mormântarea sare și el vorbește foarte frumos și așa, cu o diplomație, o politețe bună, nu diplomație în sensul de șmecherie. Și spune, eu sunt un străin între voi și am nevoie să cumpăr aceste teren. Și ce spune ei? Domnule, tu ești între noi ca un domnitor al Dumnezeu. Nu că ești un venetic, nu că ești un străin, nu că ai accent, nu că ai alte obiceiuri, alte religie. Oamenii și au văzut în Avram, omul lui Dumnezeu. Ești ca un domnitor al lui Dumnezeu. Iosif, tânăr, curat, frumos, credincios, statornic în credință, primește de la Dumnezeu această înțelepciune deosebită. Uitați-vă în Geneza, la capitolul 41, cu 37 la 38, și până 38 chiar. După ce vorbește Iosif și spune părerea lui ce a primit făcut, cu privire la bucate, cum să se strângă rezerve și așa mai departe, cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor vis și tuturor slujitorilor. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Am cunoscut un om, e probabil de arată, ar fi de vârsta mea, dar este de mult plecat. Când a venit prima dată în România, au venit trei bărbați din St. Louis, numele acestui bărbat era Kyle Gable. A venit cu pastorul lui, cu fratele Bill Buyer, care și el acum este plecat la Domnul, și un alt frate din St. Louis. Și a fost imediat după ce a crezut comunismul în România, după 89, în primul trimestru așa, din 1990, omul acesta, profesor, doctor, docent în chimie nucleară și fizică nucleară, lucra în Nevada la poligoanele de încercări, la bombe atomice și nucleare și cei din la CIA au venit la el. Că trebuie să raporteze. Oamenii mari nu pleacă cu un orice, cu un bol. Și i-au spus, tu poți să te duci, dar noi te sfătuim să nu te duci. Că Europa de răsărit e tulbure. Și când vă gândiți să nu te duci. Și el a zis, domnilor, eu nu mă duc acolo decât să învăț frații mei de credință să predic Evanghelia, fără niciun alt motiv. Omul acesta era un om deosebit de înțelept, era o capacitate în domeniul lui. Foarte tânăr fiind, la vremea când a venit în România, 90. Era conducător de teze de doctorat în domeniul ăsta științific și avea ingineri care își dădeau doctoratul și cercetători mai în vârstă ca el. Și spunea Levi,
Oamenii ăștia ar vrea uneori, dacă n-ar avea nevoie de mine, de aprobarea mea, de semnătura mea, de călăuzirea mea, de când te călăuzesc, m-ar lua la peste picior, m-ar ironiza pentru credința mea. Și am avut multe discuții, a fost un om foarte religios, am mers până la urmă misionar în Africa, a fost câțiva misionari și Domnul a chemat de acasă. Am fost la el la Missouri Baptist College, unde e la șef de catedră, un intelect cu totul deosebit, dar și un creștin cu totul deosebit. Și el mi-a împărtășit câteva lucruri care m-au mișcat și de la noastră toată viața. Unul dintre lucruri a fost că în timpul copilăriei lui, preadolescenței, el a fost foarte bolnav. Și în ciuda tratamentelor medicale, au făcut și au făcut și ele partea lor, dar prognoza lui n-a fost foarte bună. Și el a spus ca și tânăr, așa, ca și încă un copil preadolescent, așa m-a rugat lui Dumnezeu, frate, Doamne, dacă mă faci bine și mai îmi dai viață, cât mai vrei tu să-mi dai? Mai îmi dai viață. Am să te slujesc toată viața și am să te onorez, am să te înalți oricând îmi va sta în putință. Și el mi-a spus ceva care m-a mișcat, să știi? Am zis, cum totuși ești? În situația în care ești? Și el mi-a zis, știi, Levin, nu că am învățat mai mult ca alții, nici că am făcut mai multă școală ca alții. Și realmente nu cred că mai deștept ca alții, ca mult. Dar mi-a dat Dumnezeu darul acesta, că trebuie rezolvat o problemă și sunt 5, 6, 7, 10 piste sau 10 posibilități. Mi-a dat Dumnezeu un feeling, așa, un sentiment, un flair de mă duc, dacă nu chiar din prima dată întotdeauna, dar cel puțin a doua sau a treia încercare, mă duc la rezolvare. Nu cred că e ceva ce se datorează școlii, ci cred că e așa un dar, un simț care mi l-a dat Domnul. Există o pricepere care o învățăm. Există o pricepere pe care o dobândim prin practică. Dacă facem mereu același lucru, facem aceeași prăjitură, până la urmă ne ieșe și niciodată. Poate că și noi bărbații, dacă am încercat să facem maioneză, am tăiat-o de 25 de ori, dar până la urmă ne-a reușit și nouă. E cu totul altceva. Dar pentru că o asemenea pricepere, o asemenea înțelepciune, pentru situații speciale, pentru probleme speciale, pentru cazuri extreme, pentru situații limită, să o avem, ea trebuie cerută, ea nu se dă din oficiu. Pentru că stăm ascunși după versetul acela, Tatăl vostru cel ceresc știe de ce aveți trebuință. Cum interpretăm acest verset, ce înseamnă? Eu cred că ar trebui să-l interpretăm cam așa, să-l înțelegem cam așa. Tocmai pentru că știe ce ne trebuie, când îi vom cere, ne va da ce ne trebuie. Nu cred că trebuie să spunem, știi? Păi dacă știe, nu mai are nevoie să-i spun. Sau să mă, el știe că am nevoie de înțelepciune și n-ar decât să-mi ia. Iacob ne face foarte clar că trebuie să o cere. Știți cine cere înțelepciunea? Oamenii care sunt deja destul de înțelepți. Gândiți-vă la Solomon. Omenește vorbind, a fost înțelept. A crescut într-o familie regală, a văzut la tată cum se conduce împărăția. S-a jucat, măi frazile, prin sala tronului, nu? L-au portat generalii de mână. A învățat cum se conduce o împărăție din copilărie. A văzut și bune și rele, nu? Și totuși, când vine vremea să ia împărăția, ce cere lui Dumnezeu? Înțelepciune, pricepere, ca să poată să judece poporul, să conducă poporul, nu ni se dau lucrurile din oficiu. Tocmai pentru că Tatăl nostru cel ceresc știe de ce avem trebuință, tocmai pentru aceea, putem îndrăzni să-i cerem, pentru că nu cerem cu gând să risipim și El ne va da ceea ce știe că ne trebuie și avem trebuință. Apoi, această înțelepciune trebuie să se dovedească, în mod practic, prin viața noastră și prin felul nostru de a trăi.
Este o înțelepciune pentru o viață practică și pentru o trăire practică. Am citit de la versetul 13 la 18 din capitolul 3, ca să avem așa contextul, să facem legătura mai bună cu versetul 4. Ar fi trebuit citit tot capitolul 3, dar așa e timpul, vine seara. Capitolul 3 începe cu versetul 1 care zice: frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Ca cineva să fie învățător, fie că e învățător la școală, fie că e învățător la o instituție oarecare și poate mai mult în biserică, fie că e la școală duminicală, fie că e în expunerea cuvântului, se presupune, se implică o responsabilitate. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Realitatea este, nu știu de ce e așa, dar cei mai mulți oameni, poate că dumneavoastră faceți excepție, la cei mai mulți dintre noi ne-ar place să facem, să fim buni la ce nu suntem. Subsemnatul nu se exclude. Toată viața mea mi-ar fi plăcut să știu să cânt, să cânt la orgă, să cânt la trompetă. Îi invidiez pe frații mei care nu numai că au primit darul, că au umflat treaba, au exersat, au practicat. Eu nu știu, nu l-am primit sau nu l-am băgat în seamă, dar anyway, mă trăiesc fără el. Și atunci, parcă tot așa aș vrea să... Îmi place să aleg cântările de pildă. Adică observați că dacă mea duc și mă bag peste fratele cu mea și spune și cântare să cânte, că am râvă, nu? Nu-mi pricepere. La texte mă pricep, așa, la cuvinte, la cuvinte mă pricep foarte bine. Dar nu am. Dar eu asta aș vrea. Alții care nu vor altceva. Și în loc să vedem fiecare ce dar am primit, și darul ăla să-l înflăcărăm și să-l exersăm și să-l punem în lucrare, talanții care ni s-au dat, de multe ori suntem derutați și suntem dezorientați de preferințele noastre personale, de plăcerile noastre. Și să știți că treaba asta se manifestă nu numai în biserică, și în familie. De pildă, noi ca părinți ne dăm seama, dar am vrea de multe ori copiii noștri să fie ce n-am fost noi. Dacă eu m-aș fi gândit să mă fac doctor și for whatever reason, nu m-am făcut doctor, n-am venit la facultate sau n-am dat, sau mi-am schimbat gândirea, acum parcă aș vrea să trăiesc a doua oară în copilul meu și să împlinesc în copilul meu ce am vrut eu și vreau să-l fac doctor și el nu vrea nici de cum. Părinții lui Dostoevski, marelui scriitor, genialul scriitor Dostoevski, au vrut să-l facă inginer. Și aș fi făcut inginerie. Nu știu câte poduri au construit. Dar cărți a scris ca nimeni altul. Frații mei, să nu fiți mulți învățători, căci vom primi o judecată mai aspră. Uitați ce spune Apostolul Pavel vis-a-vis de aceeași temă. În epistola lui Pavel către Timotei, de la capitolul 1, versetul 3 începând: după cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Aici e vorba de niște oameni care le plăcea să învețe. Și învățau altă învățătură. Să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit. De obicei când se spun basme, oamenii le ascultă foarte bine. Mai bine ca versetele. Când se citesc versete, se citează versete, nu știu cum ne obosește. Dar când se spun pilde, ilustrații, nu sunt împotriva faptului că anumite adevăruri trebuie ilustrate, explicate, dar atunci toată lumea e mai receptivă. Parcă nu mai suflă nimeni în biserică. Să nu se țină de altă învățătură, să nu se țină de basme, de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință așa, prin credință așa fac și acum. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Și ideea generală este, ideea mare este că învățătura trebuie să fie însoțită de înțelepciune, pricepere, de autenticitate, deci să păstreze Evanghelia și de dragoste. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nici nu știu măcar ce spun, nici ce urmăresc. Ce paradox!
oameni care vor să fie învățători ai legii, care li se pare că, sincer, ei cred asta, că știu mai mult ca toată lumea, că sunt mai pricepuți ca toată lumea, că au mai discernământ ca toată lumea și cuvântul spune, ei vor să fie învățători ai legii și nici nu știu măcar ce spun, nici ce urmăresc. Pentru cei care sunt în slujire, fie că sunt învățători, fie că sunt predicatori, fie că sunt păstori, una din problemele mari și ispitele mari este mândria. Niciunul nu suferim de prea multă modestie și niciunul nu suferim de prea multă smerenie. Dimpotrivă, mândria și importanța ne poate chinui pe oricare. Gândiți-vă că erau 12 apostoli, nu? Și s-a iscat între ei o ceartă cu privire la care să fie mai smerit? Nu, cu privire la care să fie cel mai mare, cel mai important. Când a venit o mamă și a zis învățătorul, vreau ca ăștia doi fii ai mei să fie la stânga și la dreapta. Wow! Cum adică? Păi ce? Noi ceilalți, unde suntem? Există o dorință a firii. Care dacă nu vegăm asupra ei și nu o stăpânim, să știți că poate să ne chinuiască și poate să ne călărească în mod foarte rău. Care este această ispită a învățătorilor? Este ispita aceasta importanței, ispita mândriei. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Și când există un duc de mândrie și de importanță între noi și în noi, ce generează acest duc? De unde vin luptele și certurile între voi? Asta generează. Duhul de mândrie, duhul de importanță, duhul de judecată, nimeni nu-i ca mine, eu știu mai bine ca toți, eu pricep mai bine, voi nu știți, stați să vă explic eu. Generează până la urmă invidie și generează lupte și generează ceartă. Într-o biserică foarte mică, undeva la 10-12 membri lângă Zalău și de Zăsălaș, gândiți-vă, 10-12 membri, nu? Și toți în vârstă. 6-7 femei, 5 bărbați, care toți sunt trecuți de 40. Unul dintre frate împărtășește cu cumnatul meu, cu Simitalo și cu soția lui și întreabă, cum merge treaba aici la voi? Suntem puțini. Cât suntem? Vreo 12. Dar așa, cum vă bucurați? Păi ne-am bucurat, soră, dar avem probleme, frate, avem probleme. Ce probleme avem? Cu conducerea. 12 oameni, 5 bărbați, cu conducerea. Am avut o biserică, una din biserici, când am început să păstoresc un cer de 6 biserici, în care erau 3 bărbați. Numai 3 bărbați și ăștia în vârstă. În rest, mai multe surori bătrâne, ceva copii. După aia biserica a mai crescut, dar am avut 3 bărbați, nu? Putea fiecare să ia prin rotație ce funcție voia. Și 2 voiau să-l pun la punct pe al treilea. Păi, fraților, de ce nu l-ați pus la punct voi înainte cu păstorul care a fost, cu fratele Talos, care a fost un om cu mulți ani de experiență și în vârstă și mă puneți acum pe mine, mai rookie ca și Timotei, să scoateți castanele cu mâna mea. 3 și exact ca Miorița, domnule. Exact ca Miorița. Am avut un an în istoria acestei biserici, asta nu mai o ilustrație, nu facem o poveste, din ea nu facem bază. Dar am avut un an cu mulți ani în urmă, peste 25 de ani în urmă, când, într-o situație nefericită, n-am avut comitet la biserică, unii vă amintiți. Un an de zile n-am avut comitet. Știți ceva? În anul ăla am înțeles mai bine ca oricând cine e de comitet. Știți cum? Pentru că toate lucrările care au trebuit făcute și înăuntru și în afară s-au făcut. Pentru că acei oameni care au avut pe inima lor Duhul Domnului și dragostea de casa Domnului și de lucrarea Domnului, de orice natură a fost ea, fie administrativă, gospodărească, de slujire, au făcut-o. Și am spus mereu de atunci și până astăzi și voi spune și duminică, chiar dacă predica asta e monotonă și plictisitoare, slujitorii în comitetul bisericii nu suntem purtători de medalii și de diplome, ci suntem slujitorii adunării, ai Domnului și ai fiecăruia dintre frați. Ei, când vine Duhul acesta de importanță, cineva vrea să fie slujitor pentru el însuși.
învățător pentru că se simte el bine, predicator pentru că se simte satisfăcut, și atunci nu vine absolut nimic decât certuri, lupte. Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Totdeauna când este o neînțelegere, orică e în familie, orică e în biserică, orică e la locul de muncă, noi blamăm pe altcineva. Totdeauna devine altcineva. Ieri, la școală, unde sunt acum, unde e fratele Costel, unde sunt vânturi, cum nu știți voi, nici eu nu l-am crezut, frate Costel, am zis, ce te vorbește? La 12 mile distanță, vânturi mai mari. Dar știți că nici pe jumătate nu v-a spus. Și a fost un show făcut de elevi în auditorium și Dinu și cu o doamnă care încearcă cu disciplină a scos doi copii afară care s-au purtat urât, care au creat niște probleme acolo și i-a dus în sala de mese, care acum era goală, și le ținea o morală, încerca să-i pun un pic la punct și copiii se apărau, și elevi de clasa 10-a. Pe unul știam pe nume, numele lui Daniel și Daniel parcă era avocat. Nu, că nu așa, că ăla, că profesorul ăla, că elevi ăla, și mă opresc și zic, Daniel, deny, till the day you die. Neagă, nu recunoaște, așa, oarecum sarcastic, tu nu ești niciodată de vină, măi. Tu nu ești niciodată de vină, zic, alții sunt de vină. A zâmbit și el, a zâmbit și Dinu. E foarte greu ca omul să accepte că altul e de vină. Că eu sunt de vină, nu altul. Dar aici Iacov ne spune ceva care pe mine m-a frapat sau chiar m-a șocat. Și eu am fost ispitit în viața mea. Eu nu vă închipiți că păstorii nu sunt ispitiți. Și din afară și din lăuntru. Și cam de regulă, când sunt ispitiți sau când suntem ispitiți și dacă mai și cădem la examen, totdeauna am o justificare. Că dacă nu mă ispitea fratele Ionel, dar el m-a ispitit și din cauza aia. Eu eram un sfânt dacă nu mă ispitea el. Iacov ne atrage bine atenția și vouă că aceste certuri și lupte și neînțelegeri, care până la urmă sunt niște rezultate a ispitei, nu vin neapărat de la o terță persoană. Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Și ca să înțelegem mai bine, uitați-vă în capitolul 1, versetul 13 și 14. Nimeni când este ispitit, să nu zic că sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni. Și ăsta e foarte clar versetul ăsta, cred că suntem de comun acord. Dar uitați-vă la versetul 14. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Problema nu e așa că mi-a zis mie fratele Ionel ceva, că mai iau exemplu că nu se supără și nici nu mi-a zis. E neutră situația. Problema e că mi-a zis ceva și mie îmi vine să-i trag una sau să-i o zic, nu la propriu să-i trag cu pumnul, dar să-i o zic înapoi sau să-i o zic mai tare. Dar pofta asta nu vine de la el la mine. Pofta asta de unde vine? Din lăuntru. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Pofta este cea care generează ispita. Pofta este cea care, dacă vreți, este punctul de pornire sau startul păcatului. Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Și când citim tot contextul, aici nu e vorba de niște oameni care se luptă pentru bani, pentru case, pentru pământ, pentru averi, nu. Aici e vorba de frați, de oameni din lăuntru, din biserică. Și toată lupta asta e pentru ce până la urmă? Pentru cine e învățătorul, pentru cine e conducătorul, pentru cine e cărmuitorul, pentru cine are autoritate, pentru cine... Nu-i pentru cine vrea să ia ștergarul. Nu-i pentru cine vrea să ia ligheanul, că la ăstea nu s-au înghesuit nimeni. Numai Domnul Iisus l-a luat. Tot ce se vorbește aici, ucideți. Nu-i vorba că oamenii ăia chiar așa se omorau între ei, nu.
Știți când zic despre Ieremia? Haideți să-l ucidem pe Ieremia cu vorba. Oricine urăște pe fratele său, este un ucigaș. Aici tot paragraful, dacă te uiți la toată epistola lui Iacov, nu e vorba de faptul că oamenii se bat pentru grădină, că tu mi-ai luat mie din buzunar portofelul și eu să-l am luat ție și dă-mi înapoi. Nu, nu. E vorba de probleme de natură spirituală. Credeți, suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura, Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să o locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru sine. Dar în schimb de un har și mai mare, de aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Dumnezeu îi coboară pe cei mândri și înalță pe cei smeriți. Vreau numai o subliniere să fac aici, să ne ferim de falsa smerenie. Că falsa smerenie e la fel de rea ca și mândria autentică. Poate chiar mai rea. Poate chiar mai rea. Câteodată suntem ispitiți să ne mândrim cu smerenia noastră. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, celor smeriți le dă har. Și câteodată ai nevoie de cineva să facă o lucrare în biserică și frate. Nu, eu nu sunt bun. Pune pe alții pe care ai mai pus. Păi când îmi spune să pun pe alții pe care ai mai pus, e clar că e nemulțumit că nu l-am pus. Sau nu i-am acordat atenția cât se poate. Și asta e. Important e nu cât de mult ne băgăm unii pe alții în seamă. Important este cât de mult ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Pentru orice fel de slujire. E foarte simplu că eu aș vrea să fiu un cărmuitor și să fiu omul care să vă spun ce să faceți. Frate Cornel, metale ar trebui să faci acolo, să zugrăvești holul, să pui ceva faianță. Frate Iosif, vezi că ar trebui să mai schimbi niște bacon, nu știu care. Frate Enelu, metale așa. Și până la urmă, și eu slujesc, nu? Eu vă împar lucru. Nu. Nu. Ia pune frate Levi și metale mâna. Pe ce poți? Pe ce știi? Nu știi ca și frații ăștia care le-a dat Domnul Daru să facă o de lucrări de mână. Dar poți să scoți afară niște garbici, când aducem un container. Poți să faci ceva. Supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolul și el va fugi de la voi. Domnul Iisus Hristos spune că în lume trăgătorii și împărații stăpânesc și domnesc peste oameni. Între voi să nu fie așa. Ci voi să vă slujiți unul altuia. Eu v-am dat o pildă. Cel mai mare dintre voi să fie cel mai mic și să fie slujitor. Este un model care nu e modelul lumii, este modelul împărăției lui Dumnezeu. Cum putem să atingem parametrii ăștia sau să intrăm în modelul ăsta, tiparul ăsta? Cred că sunt două versete cheie și ne oprim. 7. Supuneți-vă darul lui Dumnezeu. În alte locuri, supuneți-vă unii altora. Nu e ușor să te supui. În mod voluntar, nu de nevoie, nu că n-ai ce face. Să te supui. Când cineva spune ceva bun, ceva înțelept, știi ceva? Până la urmă îmi dau seama că ai dreptate. Dacă mă gândesc mai bine, văd că tu vezi mai bine decât mine. De acum. Dar mă doare dacă spun așa, dacă accept așa. Supuneți-vă unii altora și smeriți-vă înaintea Domnului și chiar și unii înaintea altora. Când ne lăsăm copleșiți de Duhul lui Dumnezeu care este în noi și ne vrea cu gelozie pentru El și ne supunem lui Dumnezeu și ne supunem unii altora în dragoste și în cuvânt, când ne smerim înaintea Domnului și ne smerim unii înaintea altora, dorind mai mult înălțarea altuia decât a mea, atunci, de fapt, lucrăm în Spiritul și lucrăm în Duhul Împărăției. Ispita este ca să judecăm. Să judecăm pe frate. Dacă judecă pe fratele său, vorbește de legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul este dătătorul, judecătorul legii, acela care are puterea să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Și înțelesul aici este acela de condamnare și de osândire. Aia nu înseamnă că dacă eu fac ceva rău și sunt greșit,
De pildă, dacă nu mai termin predica duminică dimineața până la 1:30, aia nu înseamnă că voi n-ați putea să-mi spuneți mie, mă, frate Levi, totuși, o puteai termina la 1:30. Că eu vă spun, dar cine sunteți voi să judecați? Nu de asta e vorba. Nu. Din potrivă, Biblia zice că să-l mustri pe cel înțelept. Ce se va întâmpla? El va fi mai înțelept și te va aprecia, te va iubi. Ați mustrat vreun înțelept vreodată? Dacă ne-ai mustrat pe un neînțelept, chiar numai o sugestie dacă ai făcut, ți-ai primit-o. Right away! Ce te bași? Cine ești tu? Ce știi tu? Vezi treabă! Epistola aceasta e o epistolă scurtă, dar densitatea ei este extraordinară. Dar am câtuși puțin pretenția că am acoperit tot ce trebuia acoperit. Singurul lucru, sper să-l realizăm în aceste seri de vineri, de o vreme stăm în Iacov, e ca și când tragem perdelele dimineața, să intre soarele și apoi noi toți să rămânem cu o poftă de a citi și mai mult și de a cugeta și mai mult și Duhul lui Dumnezeu să ne transforme prin acest cuvânt, după voia sa în toate lucrurile. Amin. Haideți să cântăm o cântare la încheiere, să ne închinăm cu darurile de bunăvoie. Fratele Cristi Giurea va porta colecta în timpul cântării. Cântare de la numărul 245 din Cântările Evangheliei. 245. Singura mea înțelepciune e Hristos al meu păstor, care în orice slăbiciune e al meu singur, sigur ajutor. Singura mine înțelepciune e Hristos al meu păstor, care-n orice slăbiciune e al meu sigur ajutor. Singura înțelepciune e Hristos cel răstignit, care-n marea lui iubire pentru mine s-a jertfit. El e singura-mi sfințire, viața-n care s-a altoit. Am cu El împărtășire de păcat, sun mântuit. Ne închinăm Domnului.